Sezonul estival 2024 a putea sta sub semnul unor noi scumpiri. Acestea au început să se simtă și la vecinii noștri din Bulgaria. Un studiu recent arată că două treimi hoteluri își vor primi clienții cu creșteri de preț de până la 10%. Antreprenorii bulgari se plâng că nu mai pot acoperi cheltuielile. Dar mai au un argument, țările vecine scumpesc și ele serviciile, iar bulgarii s-au gândit să testeze până unde pot merge și ei cu scumpirile. Și discutăm pe această temă cu domnul Cristian Piturici, antreprenor și expert în turism. Bună seara! Bună seara, bine v-am găsit! La ce să ne așteptăm așadar în acest sezon? S-a vorbit foarte mult despre scumpiri anul trecut, inclusiv la Bulgaria au fost simțite aceste scumpiri, nu mai vorbim de România, dar să fie atât de mari poate aceste scumpiri încât să nu mai fie atractive stațiunile de la mare din Bulgaria în acest an? Nu, nici vorba de așa ceva, este un pic alarmistă știrea. Pentru că noi am avut un șoc în ceea ce privește scumpirile imediat după pandemie, pentru că am avut acei 2 ani de lockdown și am pierdut un pic contactul cu realitatea, ca să zic așa. Dar să știți că în 2024 față de 2023 vom avea probabil cea mai mică scumpire din ultimii 3 ani raportată la anul anterior. Cea mai mare am avut-o în 2022 raportată la 2019. După aceea, aceste creșteri s-au temperat. Acum, iată, vorbim de o creștere de 10%. Anul trecut am avut o creștere tot așa, de vreo 10%, acum 2 ani de vreo 15%. Una peste alta, serviciile turistice în ultimii 3 ani, în ultimii 4 ani, s-au scumpit cu 30-35% pe medie, având uneori vârfuri în marile orașe, în Londra, de exemplu, unde avem hoteluri care s-au scumpit cu 150%. Dar una peste alta, în ceea ce privește litoralul bulgăresc, să știți că în continuare rămâne foarte, foarte competitiv în raport cu litoralul românesc, de exemplu, pentru că se pot compara, sunt pe malul aceleași mări, ca să zic așa. Aici am să vă dau și câteva exemple concrete. De exemplu, pentru sfârșitul lunii iunie, un hotel de 4 stele în România cu mic dejun în Mamaia costă undeva la 400 de euro, iar cu aceiași 400 de euro ne putem duce la un hotel la fel de bine cotat în Bulgaria, dar cu all inclusiv. Ei bine, un hotel bunicel pe litoralul românesc ar costa undeva la 700 de euro pentru 3 nopți, iar cu 700 de euro ne putem duce la un 5 stele cu all inclusiv pe litoralul bulgăresc. Deci bulgarii sunt în continuare competitivi. Deci putem să spunem că și așa cu scumpirile, dincolo tot e mai ieftin, dar e o perioadă în care foarte mulți români încep să-și facă planuri, încep să-și facă și niște bugete și da, putem să găsim și niște vacanțe puțin mai ieftine acum la început de an, early booking. Cum credeți că va arăta din datele pe care le aveți, din semnalele pe care le aveți din piață, cum va arăta sezonul estival 2024? Momentan arată foarte bine atât ca rezervări pe intern cât și pe extern. România au revenit la politica de a rezerva din timp. Luna ianuarie 2024 la nivelul agențiilor de turism a fost una dintre cele mai bune luni din ultimii 10 ani. Probabil cea mai bună lună ianuarie istoric în ceea ce privește volumul de rezervări și banii proveniți din aceste rezervări early booking. Trebuie să înțelegem că și volumele financiare în momentul de față sunt mult mai mari față de cele din 2019 sau 2021 pentru că s-au scumpit și, bineînțeles, pe aceeași vacanță oamenii dau mai mulți bani. Dar, una peste alta, avem un grad de ocupare surprinzător de mare pentru litoralul românesc venit din aceste rezervări early booking, semn că hotelierii de pe litoral s-au mai organizat un pic, dar și destinațiile clasice de vară, precum Turcia, Grecia și Bulgaria sunt foarte, foarte bine rezervate deja. Tocmai de asta, de exemplu, Târgul de Turinți, care urmează acum la sfârșitul lunii februarie, nu mai este de foarte mare actualitate, din simplu motiv că grosul rezervărilor deja s-a cam făcut. Mulțumesc foarte mult pentru această intervenție și pentru analiza dumneavoastră. Cristian Piturici a fost în legătură telefonică directă. Mergem mai departe.